Administrația locală din Hunedoara a început procedurile de licitație pentru construcția unui bloc ANL în oraș. După finalizarea lucrărilor, 80 de apartamente vor putea fi închiriate de tineri cu vârsta de până în 35 de ani, care nu dispun de o locuință proprietate personală. Am făcut foarte multe demersuri către Compania Națională de Investiții în sensul să financeze această lucrare, acest bloc ANL. Demersurile au început încă din anul 2012. În sfârșit, actualul guvern a reușit să și financeze această lucrare. Ea este realizată în proporție de aproape 10% în acest moment, urmând ca lucrările care se vor desfășura în următoarele 20 de luni să o aducă la stadiul final. Vom avea 80 de locuințe pe care le vom oferi tinerilor sub 35 de ani și cu aceste locuințe numărul total al locuințelor ANL destinate tinerilor va ajunge la aproape 1000 în municipiul Hunedoara. Valoarea estimată a investiției este de 9.782.218 RON. Construcția blocului a început în urmă cu mulți ani, însă proiectul a fost blocat la scurt timp de la demararea lucrărilor, iar în acest an va fi reluat.